Maica Domnului are o, o vrednicie personală remarcată, tot așa, de către contemporanii ei, remarcată și de uh, Sfinții Apostol, remarcată de tradiția Bisericii și așa cum ne este reconfirmată de Sfântul Grigorie Palaman, omiliile sale, de Teofan al Alnicei, de Sfântul Nicolae Cabasila, de uh, alții uh, părinți ai bisericii care au zăbovit asupra personalității ei și asupra virtuților pe care o avea, remarcând rolul ei unic și excepțional în crucial, dacă putem spune, în istoria mântuirii noastre, pentru că l-a întrupat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Baza alegerii Maicii Domnului constă, de o parte, în pronia lui Dumnezeu și pe de altă parte în virtutea ei personală. Spune Sfântul Grigorie Palamea că virtutea ei personală a fost rod al creșterii sale duhovnicești de la o vârstă foarte fragedă. Fiind făgăduită la templu de copilă, de la vârsta de trei ani când a fost adusă și prezentată dreptului Simeon și prorociței Iana, iată că ea a ajuns să se curățească pe sine a petrecut în rugăciune, spune Sfântul Grigorie Palama în Sfânta Sfintelor, adesea, petrecând în rugăciune către Dumnezeu și astfel și-a unit mintea sa cu Dumnezeu. Rugăciunea aceasta pe care a desfășurat-o în acea perioadă este o rugăciune similară rugăciunii neîncetate pe care o rostesc și care s-a consacrat în tradiția bisericii, ce anume rugăciunea inimii. O rugăciune care era mișcată de Harul lui Dumnezeu, o rugăciune care se construia pe, pe baza acestor virtuți pe baza curăției ei sufletești și a curăției atâtea minții și a inimii care făcea și mai încăpătoare ființa ei de harul lui Dumnezeu. Astfel ea a ajuns să se unească cu Dumnezeu, mintea ei a ajuns să se unească cu Dumnezeu și să îl iubească pe Dumnezeu în sensul cel mai curat. Baza alegerii sale ca Maica lui Dumnezeu care avea să-L întrupeze a fost dată tocmai de acest argument. De aceea și Arhanghelul Gavril când vine și vestește acest cuvânt că a fost aleasă de Dumnezeu, a aflat har înaintea lui Dumnezeu că ea va naște, va lua în pântece și va naște pe cuvântul lui Dumnezeu, confirmă acest lucru al faptului că ea este aleasă pe baza acestei curățiri și acestui pronii și purtări de grijă de lui Dumnezeu prin harul său.